Erai implicat în acțiuni de voluntariat încă de pe la 14 ani, mi-ai zis mai devreme. Deci nu erai chiar atât de egoist. Poate de unde văd acum lucrurile mi se părea așa, pentru că nu aveam experiența asta de viață. Acum, uitându-mă în urmă, mi se pare că eram superficial și aveam cu totul alte pasiuni și credințe care implicau mai puțin oamenii. Am făcut voluntariat, am mers și am crezut cu adevărat în acele lucruri, dar așa, la modul cum sunt oamenii aia care de Crăciun, hai să mergem să ducem și noi, că dă bine, ne simțim noi bine, conștiința noastră e împăcată, dar să știți, oameni buni, că acei copii trăiesc și în restul anului, nu doar de Paște și de Crăciun, când ne gândim noi la ei. Iar atunci sunt bombardați cu dulciuri, care de cele mai multe ori le fac rău. În orice veste neplăcută pe care i-o dădeau medicii, Alex avea putere să găsească până și cel mai mic fir de lumină. Așa s-a întâmplat și atunci când a albit din cauza tratamentului medicamentos. Este exemplu de cum funcționează mintea mea. Este exemplu perfect. Medicii mi-au spus, uite, o să iei acest medicament și o să albești. Și eu, în loc să încep să mă vait că, vai, o să albesc, ce o să fac eu acum, o să trească să mă vopsesc, am spus nu. Foarte bine, atunci voi fi Moș Crăciun. Și mi-am lăsat barbă, am mers la un centru de plasament unde i-am rugat pe copii să scrie scrisori. Cred că cel mai mic avea undeva la 14 ani. Am rămas uimit de modestia lor. Unul dintre copii spunea că lui place, pasiunea lui este să spele vase. Parte din ei își doreau lucruri simple ca un prelungitor, să-și aducă telefonul lângă pat, să-și-l încarce. Le-am oferit acestor copii ceea ce și-au dorit ei. Nu le-am dus noi ceva care am crezut că o să le fie folositor. Și mai e un lucru aici. Tuturor ne place să avem lucruri noi, nu? Da, și noi le-am dus tot lucruri noi. Și lucruri de calitate. Eu dacă folosesc un anumit produs, același produs îl dăruiesc și unui om pe care vreau să-l ajut. Nu pentru el, cumpăr ceva, las că el se poate spăla și cu alt produs. Pentru mine asta înseamnă să faci un lucru bine. Să-l faci ca și cum l-ai face pentru Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ți-ar cere să faci un lucru, cum l-ai face? Ce-i scrieai lui Moș Crăciun la vârsta lor? Nu mi-amintesc de nicio scrisoare către Moș Crăciun, însă cu siguranță aveam niște idei mai ample. Probabil că jocuri pe televizor erau la acea vreme, haine, bineînțeles, de firmă, probabil, lucruri de genul ăsta. Mie mi-a plăcut să trăiesc bine. Oamenii se așteaptă în momentul în care vii, apropo de întrebarea de mai devreme cu cerșitul, oamenii se așteaptă ca atunci când, până ziua, construim și noi o casă, uitați, și mai ales când și în cârje așa, se așteaptă să vii cu un vas, cu hainele rupte, cu... Eu nu aș fi putut să fac acest centru, această casă, n-aș fi putut să o fac dacă eu nu trăiam bine. E normal, e în firea noastră să vrem să trăim bine. Ok, putem să spunem că mi-am dat hainele pentru săraci. E o iluzie, nu. Toată lumea trebuie să fie bine ca să putem să facem voluntariat în lumea asta, ca să putem să facem fapte bune, trebuie să fim bine. Să avem grijă în primul rând de noi. Da, eu am grijă de mine, dar vreau să fac și casa asta. Nu e nimic greșit. Eu, cel puțin eu, nu văd nimic greșit în asta. Se întâmplă în viață să descoperim lucruri uimitoare, locuri fascinante, chipuri profunde, gânduri misterioase și magnetice. Nu credeți că Alex Tache le reunește pe toate? Filantropia suprafirească în cotidianul egoist și lacom, tihna oltului contrastând cu stresul urban, zâmbetul și grimasele pe care de multe ori nu avem puterea să le tâlcuim, tainicele gânduri pe care le vom afla în parte din autobiografia sa. A da, și magnetica moarte, pentru că oricât am evita să ne gândim, oricât am dori să ne ferim sau să uităm, ea își păstrează o forță de atracție implacabilă. Dacă am avea lumina din sufletul lui Alex, poate că moartea, cu tot cu magnetismul ei, ar fi doar o ușă neputincioasă pentru nemărginitul care ne așteaptă dincolo. Viața eroului nostru de azi va rămâne un mister pentru cei mai mulți, dar îl putem transforma într-un mister la care putem participa cu o donație, un sprijin material, o rugăciune și un gând bun. Când spui viitor, ce perioadă de timp ai în față? Când spun viitor,
mă gândesc la cel puțin 5 ani și o fac pentru că viitorul, în viziunea mea, este plănuit așa, punct cu punct. De asta mă gândesc la 5 ani. Nu că asta e perioada pe care mi-am stabilit-o eu, că să mai trăiesc, nu are nicio legătură cu asta. Sau că au stabilit-o medicii? Nu, nu, nu. Oricum pe medici nu. Medicii nu mai au nimic de spus în fața mea de mult. Medicii sunt și ei niște oameni care se scarpină în cap așa și se uită la mine și zic hai să mai încercăm totuși ceva, hai că poate. Dar nu, adevărul e că nimeni nu știe nimic despre ceea ce mi se întâmplă acum sau... Până la un anumit punct au fost niște protocoale, așa cum spuneam, ok, nu merge aia, facem asta, nu merge aia, facem asta, dar după ce începi să încerci diverse medicamente experimentale, îți dai seama că ești în afara tuturor așteptărilor. Alex are o putere a lui. Cumva e ca un concurs. Păi dacă Alex în toate condițiile astea poate, eu ce scuză am să nu pot, eu trebuie să pot de 10 ori mai mult decât Alex. Dacă Alex zice te duci mâine să pilotezi avionul ăla și el ți-a spus-o, tu te duci cu capul înainte că ești convins că o să poți să o faci, că ți-a spus Alex. Cumva are puterea asta de a-i convinge pe oameni, de a-i strânge pe lângă el și a-i motiva să facă lucruri. Ți-a schimbat Alex viața? Mi-a îmbunătățit-o din toate punctele de vedere. A dat un sens vieții mele. Ca fiecare, avem obiectiv, familia, casă, ce visăm fiecare, dar pentru suflet. Pentru suflet, ce trebuia să fac eu în viața asta? Eu nu găsisem încă calea de a-mi hrăni sufletul, ori acum am găsit-o. Ce-ți spui dimineața când deschizi ochii? Râd pentru că e așa o senzație, oh, stai aici, tot, ce vine, tot aici. Încă o zi pot să merg și să mă ocup de lucruri. E o plăcere, chiar e o plăcere, merg la birou de plăcere și probabil se vede asta în tot ce fac. Altfel nu aș rezista, nimeni nu ar rezista și aș vrea să le spun tuturor, oameni buni, faceți cu plăcere, adică e mult mai simplu, în primul rând e mult mai simplu. Dacă nu ai plăcere, încearcă să o faci să devină o plăcere sau schimbă jobul mai bine, fă-i altceva. Mă simt extrem de împlinit făcând ceea ce fac. Totul ar trebui să meargă bine atunci când ai cele mai bune intenții. Ești bine intenționat? Ok, așteaptă-te să fie bine.